Echipa de fotbal din capitala județului Covasna continuă să defileze în campionatul Ligii a 4-a, ajungând acum la 18 victorii din tot atâtea posibile. În cadrul rundei cu numărul 4 a returului, liderul Șepsi Oltul Sport Club Sfântul Gheorghe, în echipament roșu, a jucat pe propriul stadion în compania formației Fotbal Club Ojdula, echipă situată pe locul 6 al clasamentului înaintea acestei partide. Cu cel mai eficient atac, dar și cea mai bună apărare, trupa finanțatorului Laslo Dioseghi are ca obiectiv declarat promovarea în cel de al treilea eșalon, astfel că fiecare meci este tratat cu maximă seriozitate de elevii antrenorului jucător Valentin Suciu, personajul care, având aceeași calitate în urmă cu 2 ani, și-a pus semnătura pe promovarea Zagonului în Liga a 3-a și accederea imediată în 16-mile Cupei României, fază la capătul căreia a cedat în favoarea Pandurilor din Târgu Jiu. Revenind la meciul de la Sfântul Gheorghe, să consemnăm deschiderea scorului care s-a produs în minutul 6, atunci când István Berde a înscris fără probleme printr-un șut plasat la colțul lung. 10 minute mai târziu, un triunghi de pase dintr-o singură atingere funcționează perfect. Balonul ajunge la Cristian Negotei. Șutul mijlocașului este necruțător și scorul devine 2-0. În minutul 43, centrarea lui Olah Barna este finalizată cu succes de atacantul Robert Curtuli, iar la pauză gazdele conduceau cu 3-0. Au fost puține situațiile în care oaspeții au pus în pericol poarta lui Alexandru Ionuț Bărboiu, dar una dintre acestea a adus și golul de onoare, înscris de Imre Bogozi în minutul 56. 11 minute mai târziu, Robert Curtuli întoarce un balon în fața porții, acolo unde se află Tibor Moldovan. Atacantul gazdelor îndeplinește formalitatea și stabilește rezultatul final. Șepsi Oltul Sport Club Sfântul Gheorghe, FC Ojdula, 4-1. Victorie muncită, se vede că băieții vin la noi, vor să câștige, vor să ne pună probleme, dar cu pregătire bună și cu multă muncă trebuie să ne îndeplinim obiectivul rămas. E clar, promovarea Liga 3. Meci frumos, muncit, începem încet să intrăm în joc. Sper că până la baraj automatismele de la antrenamente să ne iasă și să avem un joc mult mai bun și la anul în divizia C. Pentru noi, ca prima repriză a fost destul de bine. Am jucat ce trebuie, în a doua repriză ne-am lăsat mai mare și nu prea au ieșit ocazii. În ciuda faptului că liderul are victorii pe linie, să consemnăm un mic semnal de alarmă în contul compartimentului defensiv, care în ultimele 3 jocuri a primit câte un gol. Cum am zis și data trecută, avem câteva carențe, mai ales în apărare. Bine, ne-a lipsit și 2 jucători de pe fund și se vede că jucătorii care au jucat mai puțin încă nu și-au intrat în mână. Dar ne-a pus lucrul ăsta că luăm meci de meci, gol, ne pune pe gândul. Trebuie să lucrăm mult mai mult acum. Cred că jucătorii deja consideră că sunt campioni și asta nu e bine. Deci vrem să lucrăm la mentalitatea jucătorilor, că deja 3 goluri în 3 meciuri e foarte mult la nivelul județean unde suntem. Deci vrem să lucrăm în partea asta și vrem să nu mai primim decât un gol sau 2 în tot campionatul. Asta e țelul. În runda următoare, lidera din Sfântul Gheorghe este nevoită să ia o pauză ca urmare a retragerii din campionat a echipei Venus Covasna, astfel că elevii lui Valentin Suciu vor juca abia la sfârșitul săptămânii viitoare, din nou acasă în compania celor de la Prima Brăduț, formație situată acum pe locul 4 al clasamentului.